Pentru un părinte nu există povară mai grea decât suferința propriului copil. Lumea lui se schimbă total, iar lupta micuțului devine și lupta lui, scopul și motivul de a trăi. Despre cum rezistă și cum trăiește amalgamul de emoții într-o astfel de situație ne povestește Camara. Alături de noi este și Cristina Zaharia, psiholog, sărămâna. Bine ai venit! Bine v-am Salut, găsit! Camara. Bonjour, bună dimineața! Camara, ce vârstă avea Leon când ai aflat că el este bolnav? Practic... El, când s-a născut, nu dădea semne că ar fi problemele astea, dar, din păcate, faptul că a făcut acel stop cardiorespirator la 6 ore după ce s-a născut, ne-a pus anumite semne de întrebare, din moment ce a stat 21 de zile într-un incubator. Da. Dar apoi, când am plecat, nu ne-au zis nimic. Ni l-au pus în brațe, mergeți acasă. Am ajuns... Noi am procedat cum procedez cu un copil normal, fără nicio problemă. Numai că în primele 2 luni el l-a luat în greutate, a scăzut mai degrabă. Și de la 3 kg a ajuns la 2,850 kg. La naștere câte kilograme? 3. Numai că el s-a născut la 8 luni. Asta el nu s-a născut la termen, s-a născut mai devreme un pic, exact, nu? Și nici nu era momentul să se nască. Adică nu i s-a rupt apa, nu i-a căzut dopul, nimic de genul ăsta. A fost un act un pic, nu că un pic, un act total necugetat al acelui medic. Eu nu eram în țară, pentru că știam că mai am o lună până când se nască și am zis, puteam să fiu și la Cluj, se întâmplă fix același Absolut, lucru. Absolut, da. Apoi situația... A continuat să fie din ce în ce mai ciudată, pentru că am plecat cu el la Brașov, am zis, poate acolo o să apuce să mănânce mai bine, de la aer, de unde? Da. S-a dezidratat din prima zi și am ajuns la spitalul din Brașov, unde am stat 17 zile și acolo doamna doctor Elena Georgescu ni l-a pus pe picioare, bine, pe picioare, l-a ajutat să ia în greutate. Așa. Avea de la 2,850 kg, a ajuns să aibă și el 3,5 kg. Dar vi s-a explicat atunci despre ce este vorba? Încă nu. Ți s-a dat un diagnostic sau ceva? Avea un reflux atunci. Aha. Când mânca, tădea mâncarea afară. Dar e destul de răsântănit. Se mai întâmplă asta, da, se mai întâmplă asta. Da. Trebuie să-i dai un anumit lapte cu care ajută și așa mai departe. Exact. Și am început, evident, să-i dăm acel lapte, să aibă și anumite vitamine pe care le putea lua la vârsta respectivă, dar tot încă nu știam cu exactitate despre această întârziere. Păreau că lucrurile intră normal după momentul ăsta în care l-a început să ia în greutate? Da. Părea că s-a rezolvat, că a fost o problemă. Și încă ceva la morfologie, nu a apărut nicio suspiciune. Nu, că nu a avut nimic. Deci nu era nimic, a fost... Înainte să nască, nu avea nicio problemă. Totul s-a... Adela, din păcate este o problemă destul de des întâlnită în ultimii 6 ani, cel puțin, din câte știu, statistica spune că acest gen de cazuri au crescut. Din păcate, nu se pot premedita, deci părinții nu pot fi înștiințați în timp util. Încă nu se știe exact care sunt cauzele, ar fi multiple. Dar un procent de 70-80%, cauza principală ar fi lipsa de oxigen în viața placentară, da? Dat fiind că părinții află destul de târziu, cam pe la vârsta de 4-6 luni a bebelușului, bineînțeles că îi află treptat cu ce se confruntă. Medicii nu sunt în măsură să îi pregătească suficient de bine pe cei doi părinți pentru așa ceva. Este un efort atât de și un impact atât de puternic, atât emoțional cât și financiar și fizic din partea cuplului care au în grijă un copil cu nevoi speciale, cum nu-ți imaginezi. Și din păcate, ca paranteză, să știi că societatea românească nu face foarte mult sau suficient de mult pentru astfel de cazuri. Și atunci părinții sunt singurii care trebuie să fie rezistenți, să lupte pentru copilașul lor, pentru că momentul în care ai dat naștere, ești responsabil pentru tot restul vieții, pentru acel copil, înțelegi? Corect. Apropo de impact, care a fost impactul când tu ai aflat că Leon are într-adevăr o problemă sau o situație specială? Da. Ideea este că a fost treptat. N-ai aflat din... Da, n-a fost așa un diagnostic care să te lovească într-o dată, pentru că ne-am dat seama treptat că nu face... Că nu făcea anumite achiziții. Da. Specifice vârstei. Exact. Pentru că totul, de fapt, el dacă nu se năștea așa, el n-avea nicio problemă. Deci chiar nicio problemă. Totul s-a întâmplat imediat după naștere și probabil și în timpul nașterii, pentru că ea n-avea voie să nască natural decât prin cezariană, având bazinul foarte mic.
Și acel medic a zis, domnule, astea sunt fițe naști natural. Nu era, la, nu era aici în București, era plecată până la Constanța cu cumnatul ei și cu sora ei. Și din păcate a fost o, cum am zis, decizie greșită a acelui încă medic. Încă se mai spune de către medici că acestea sunt fițe, nu sunt fițe. Da. Sunt femei care nu au voie nu să pot nască pe cale exact naturală. Da. Și uite așa am ajuns în situația că la 6 ore după, când l-a alăptat, a făcut stop cardiorespirator. O, da. Dar a existat o perioadă între tine și soția ta, mama copilului, în care să vă învinovățiți reciproc, tu să... Ea să-ți spună, dar tu n-ai fost lângă mine, tu să-i spui, dar de ce n-ai verificat mai atent, de ce... Adică... Eu, unul cel puțin, nu am învinovățit-o niciodată pe ea pentru ce s-a întâmplat și ce sens mai avea acum. Că, înțeleg că nu, dar e cumva... A avut ea o supărare față de mine la momentul respectiv că nu eram în țară când s-a întâmplat. Dar până la urmă nu aveam de unde să știu că se poate întâmpla așa ceva și nu avea de ce să se întâmple pentru că noi mergeam în mod constant la medic și totul evolua normal. Adică am și întrebat dacă e o problemă, dacă plec. Nu, chiar și ea, bineînțeles, și medicul, toată lumea era super ok. Am zis, mă întorc în câteva zile. Eram plecat până la Moscova cu Naționala Artiștilor și nu mi-am închipuit o secundă că se poate întâmpla ceva. Mai erau 3 săptămâni până să se întâmple. Corect. Asta după ce mă întorceam. Să ajungă la termen, cum ar veni. Da, da, uh-huh. Să ajungă la termen. Da, uh-huh. Asta după ce mă întorceam, adică eram safe, nu era nicio problemă. Și știam că e prin cezariană și că e tot în regulă și nu a avut, nu i s-a rupt apa, nu i-a căzut dopul. Deci n-avea motive, n-avea contracții, n-avea nimic. Am remarcat patosul cu care vorbești. Să știi că vina nu o poartă absolut niciunul dintre cei doi părinți. Din păcate, cuplurile care se confruntă cu așa ceva, să știi că trebuie să aibă o stăpânire de sine, să facă un efort comun pentru binele copilului. Ei ca și cuplu, da, suferă un impact emoțional foarte puternic și foarte multe cupluri, să știi că, din păcate, nu rezistă un drum foarte lung împreună. Dar pentru binele suprem al copilului, ei colaborează chiar în cazul unui divorț. Dar vreau să-ți explic că chiar niciunul dintre voi nu putea să anticipeze așa ceva. Deci nu aveți niciunul nicio vină. În afară de analizele uzuale, de aceea amniocenteză care se face, verificarea toxoplasmei și așa mai departe, un neonatolog ar putea să vă explice mult mai pe larg. Nu poți să anticipezi dacă se poate întâmpla ceva în timpul sarcinii și imediat clar după sarcină. Dar voi, pe mine mă interesează... ajuns la divorț până la urmă. Din a fost presiunea prea mare pe umerii voștri? Probabil. Și dintr-un cuplu pe care lumea îl iubea și nimeni nu anticipa așa ceva, s-a întâmplat, din păcate. Și am făcut tot posibilul să ținem aproape, să rămânem împreună. Și 6 luni după ce ne-am despărțit, noi încă locuiam împreună. Da. Încă mai trăgeam, vedeam cum se poate face să rămânem. Și în cele din urmă, când m-am mutat, am hotărât cumva să locuim relativ aproape, așa se face că sunt 5 minute între noi, ca da, să putem să fim aproape de Leon la nevoie și așa el să nu simtă lipsa unuia dintre noi și dacă unul vrea să vină în vizită, imediat vine în vizită când copilul e la celălalt. În cazul de față, el acum este la Oana și stă cu bunica lui, că vine bunica lui de la Focșan să stea cu el de fiecare dată când îl las la ea, ceea ce este foarte bine, pentru că are nevoie de ambii părinți, are nevoie de întreaga familie, să se simtă iubit de toată lumea, să nu simtă nici cum că un părinte s-a îndepărtat de el, până la urmă el are nici cea mai mică vină. Și eu cred că împreună vom reuși să-l repunem pe picioare, pentru că cu toată dragostea cu care e înconjurat și fiecare vine cu ceva bun înspre el să-l învețe, să facă cu tare lucru, pentru că la un moment dat, dacă ai fi doar tu singur, pici, fizic, n-ai cum să faci față, că el, practic, fiind mic și nemergând, e total dependent. Și atunci, un singur om nu are cum, la nesfârșit, să ducă toată lupta asta, că la un moment dat nu te mai ridici, efectiv. Pe partea de deglutiție sunt probleme? Nu. Deloc, e okay, nu? Deloc, nu. Acum e bine, la capitolul ăsta e bine. Să știi că se poate atinge un maxim de potențial și am să te rog să-i explici și soției tale un aspect foarte important. Indiferent de problemele care sunt în momentul de față, fiecare copil în parte își dezvoltă
propriului tip de personalitate. Deci va trebui să aveți toată răbdarea din lume cu el atunci când îi explicați ceva, pentru că el va fi emoțional afectat dacă va fi tratat diferit. El înțelege absolut tot și foarte mulți dintre acești copii cu nevoi speciale, să știi că au o inteligență peste medie. Știu asta. Și cum ar trebui să te comporți cu un astfel de copil? Adică să-i spui răbdare. Că, nu, dar să-i spui că e o problemă, că e o situație dificilă și că trebuie să treacă? Își va da seama singur pe măsură ce va înainta în vârstă. El va realiza asta cu siguranță. Dar tu, ca părinte, cum ar trebui să te raportezi la el? Adică să-i spui că e o situație și că împreună veți face tot posibilul să treceți, să mergeți mai departe? Sau n-ar trebui să intri în discuția asta, să o lași așa? Să-l încurajezi în permanență în absolut tot ceea ce face. Discuții pe această tematică oricum ar fi ușor invalidante. Mm-hmm. Nu trebuie să spui propriului tău copil că ești diferit. Da? Deci, din punctul meu de vedere, profesional de vedere, da, ar trebui să-l încurajezi și să îi valorifici fiecare progres pe care acesta îl are. Da, 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 corect. Dar niciodată nu cred că ar trebui să abordezi această tematică decât dacă el și-o dorește, dacă el o cere. Dar dacă, să spunem că poate ai un moment de cădere, na, în lupta asta, cum spunea și Camara, că este foarte greu, l-am dat, obosești fizic, nu știu, poate îți vine să plângi sau să te, nu știu, ai un moment de slăbiciune. Momentul ăsta de slăbiciune ar trebui să, sau ar fi bine să-l ai în fața copilului sau nu? Niciodată. 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 El nu trebuie să vadă asta. Părintele este stâlpul copilului, indiferent ce vârstă atinge copilul, da? Și el a spus ceva mai devreme, cu iubire. Să știi că iubirea într-adevăr vindecă. Eu am văzut cazuri fabulos, miraculos, cu un progres fantastic, da, din iubire. Pentru că a existat atâta cantitate de iubire încât a depășit imaginația lumii medicale. Deci sunt medici care pur și simplu nu-și explică anumite aspecte, da? Da. Care nu țin neapărat de latura aceasta de progres, pentru că despre creier se cunosc foarte puține lucruri, copii, să știi. Da. Da, da, da. Și atunci, fiind un mister încă pentru lumea medicală, lucrurile sunt personalizate. Deci fiecare copil are tipul lui de personalitate, fiecare copil progresează în mod diferit. Dar există și niște aspecte bune în această poveste. Lucrurile nu pot involua. Ele pot doar evolua. Deci copilașul lor va merge spre bine. Dar este un efort susținut de echipă. Sunt medici, kinetoterapeuți, logopezi. Este o armată întreagă și mi-aș dori foarte mult ca statul român să se implice mult mai mult decât o face. Pentru că aceste familii au nevoie de tot suportul nostru, al celor din jur. Indiferent cât de bine ai câștiga ca artist. Corect, nu... Te depășește. Pe lângă faptul că factorul psihologic este foarte destul... Ce le-ați spune acum, ce le-ați transmite părinților care ne urmăresc în momentul ăsta și care se confruntă cu astfel de situație? Să lupte, să-și iubească rodul iubirii lor, să formeze o echipă puternică pe care să nu o zdruncine nimeni și nimic. Pentru că părintele este stâlpul copilului. Și acel copil are nevoie de părinte pe tot parcursul vieții lui. Animozitățile din cuplu, toată această conjunctură nefastă poate impacta negativ copilul. Deci părinții trebuie să se abandoneze pe sine înșiși ca să lupte pentru copil, pentru binele lui suprem. Da. Eu obișnuiesc să vorbesc foarte mult cu părinții care sunt în asemenea situații. Da. Deci mergeți la grupuri de suport. Nu că merg, mă caută și le răspund la toate întrebările, îi trimit pe unde am fost și eu, pentru că, na, dacă am avut un contact și a ajutat, cum să nu dau și altora acest contact. Eu practic am aflat de tratamentul acesta cu celulele stem pe care le-a făcut tocmai la un concert de binefacere unde am fost să cânt pentru o doamnă și nepoata ei tocmai fusese în Turcia și atunci am aflat de această posibilitate. Așa că de atunci am strâns cât s-a putut. Chiar și ieri am trimis pe cineva mai departe să meargă exact să urmeze tratamentele pe care le face și Leon. El e foarte motivat să facă fiecare lucru ușor. Prima oară când s-a ridicat în fund, s-a ridicat ca să-mi arate mie că poate, practic. Și nu i-a încercat nimic. Eu eram cu spatele la el, am luat telefonul că l-am văzut că face niște gesturi și l-am filmat. Și când s-a ridicat, zic, ce ai făcut, Leon? Zice, m-am ridicat singur. Iubit. Zice, m-am ridicat pentru tata. Oh. Să-l văd. Și...
E, da, e super emoționant. El e foarte atent la tot și îmi zice, o să mergem la Paris, să mergem pe Champs-Élysées, să cântăm pe boxul, să... O, Champs-Élysées, da. Da, și o să mergem. Și a zis, da, o să mergem. Și te iau de mână și o să mergem. Noi doi, pe picioarele tale o să mergem. Și el a înțeles că face tratamente în acest sens. Din punct de vedere cognitiv a crescut foarte mult în ultimele 6 luni. E incredibil ce discuții pot să port cu el. Terapia ocupațională, da, face? Cum, da, cum să nu, da. Și până și bona pe care am luat-o pentru el este învățătoare și îl învață multe lucruri, multe. Adică chiar dacă eu nu sunt acasă, să zicem, am plecat la un concert. E cineva care stă acolo și are grijă de el. Are grijă Camara, 100%. Mult succes în lupta asta pe care o duci și o vei duce în continuare. Și împreună și cu mama lui. Și cu mama lui, sigur. Da. Acum nu mai există problema asta, ne-am înțeles foarte bine, știm raportul. Asta și e important, totul, asta e important, că este totul spre binele lui. Mulțumim tare mult, Cristina Zaharia, mulțumim, Camara, vă mai așteptăm pe la noi.